Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, aici la Capital TV, televiziune pe bune. Sunt Adrian Simon, suntem în direct în acest moment și îl avem ca invitat în studioul nostru pe domnul Irimie Mihai Gabriel, primarul Comunei Șoimuș. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Vă mulțumesc că m-ați invitat, salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Pot să zic că de astăzi din nou primar al Comunei Șoimuș, că astăzi mi-a venit și validarea pentru nou mandat. Păi e un lucru bun și cred că cetățenii au ales bine și o să vadă în 4 ani de zile lucrurile care se vor întâmpla în Comuna Șoimuș. Coincidență sau nu, validarea noastră ca și primar vine odată cu depunerea candidaturilor celor de la PNL pentru Camera Deputaților și Senat. Cine știe, poate peste 4 ani vă vedem pe lista candidaților de acolo. Dumneavoastră am lansat o provocare acum. Așa. Să știți că nu, în momentul de față și cred că nici în viitor nu am de gând să plec din funcția de primar a Comunei Șoimuș. Din ce motiv? Pentru că nu mi-am atins obiectivele. Obiectivele mele sunt mult mai mari decât sunt realizările în momentul de față. Am câteva obiective foarte importante, să-mi finalizez lucrările începute și să aduc alți bani europeni în Comuna Șoimuș, după care vom vedea, dar în momentul de față și cred că încă câteva mandate, dacă oamenii în continuare mă vor alege, voi face tot ceea ce pot să dezvolt Comuna Șoimuș, să o fac cum îmi doresc eu, cea mai dezvoltată comună din județul Nedor. Eu știu că aveți o ambiție, că la un moment dat a vrut să titresc chestia asta, dar a zis, nu, că parcă nu e bine, o să spun ăștia că prea mă laud. Am vrut să titresc și nu știu, Gudu Hunădoarei, dar nu. Știu că ambiția noastră este să duceți Comuna Șoimuș mai departe decât a ajuns Ciugudu acum. Eu mi-aș dori ca, cum a zis Ciugudu, Șoimușul Ciugudu Hunedoare, eu mi-aș dori să fie câțiva ani de zile să fie invers. Ciugudu Șoimușul în albă, da. Așa. Acolo tind și mă voi zbate cât voi fi în această funcție să fac tot ceea ce pot pentru a realiza aceste obiective. Bun, live și pe Facebook în același timp, puteți să ne scrieți întrebările dumneavoastră, evident, dacă sunt pertinente și pe Facebook. În același timp, dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, o puteți face sunând la 0354 111 940, un număr de telefon cu tarif normal. Firește, să adresați întrebări pertinente, zic eu, legate de Comuna Șoimuș sau de activitatea primăriei. Domnule primar, s-a terminat campania electorală, vorbeam noi în timpul emisiunilor de promovare electorală că a fost o campanie cu atacuri, cu tot felul, dar toate se termină și lucrurile reintră în normal. Lucrurile au reintrat foarte repede normal. Ați văzut că nu mai este niciun fel de atac, lucrurile s-au liniștit. Nu mai sunt postaci, nu mai sunt conturi false, toată lumea domnișoare cu sânii pe afară la poza de profil, da. Sau din, tot felul de... Din păcate, astfel de campanii se duc în ultima vreme de denigrare. Ceea ce am spus în campania electorală, am spus un adevăr, pentru că o campanie sănătoasă se duce pe proiecte. Mă așteptam să fie o campanie cu dezbatere pe proiecte. Adică, de asta mi-aș fi dorit și eu. Din păcate, proiecte mai puține, denigrări mai multe și să încercăm să convingem lumea că toți sunt hoți și toată lumea fură și noi suntem cei mai buni și dacă ajungem noi acolo, lucrurile se schimbă. Este numai... albă ca zăpada, da. Și... Oamenii din Comuna Șoimuș nu mai pot fi păcăliți cu astfel de practici. Cred că s-au săturat de la Revoluție până în 2012 de astfel de practici în care li se promitea de fiecare dată că se întâmplă și nu se întâmpla nimic, sau înainte cu 2-3 săptămâni de a începe campania electorală li se băga niște piatre păsate pe drumuri și zicea, bă, vezi, eu ți-am făcut, sper că știi ce trebuie să faci la vot. Mai știu eu pe unul care betonează, dar mă rog, da, lucrurile nu mai merg așa, lucrurile merg în timp, oamenii văd în timp, dezvoltarea Comunei Șoimuș
Eu cred că se vede cu ochiul liber, oriunde mergi în afara comunei, oamenii deja vorbesc frumos despre comuna Șuimușii, că a crescut și are alt nivel. Noi avem o viziune, vrem să ne respectăm proiectele și eu zic că în 2024 vom vorbi de proiecte realizate și de o comună cu un nivel de trai și o dezvoltare mult mai mare. Domnule Irimie, nu pot să nu vă întreb cum a fost în perioada asta între vechiul mandat și validarea de astăzi, ce urmează până la sfârșitul anului, cum continuați proiectele pentru comuna Șuimușii? Păi să vă spun, noi am continuat să muncim. Un primar este în funcție până când se validează celălalt primar. Dacă nu eram eu, munceam în continuare până să valida astăzi alt primar. Așa. Dacă m-au ales pe mine, eu am muncit în continuare și de vineri, când va fi numirea oficială a mea în funcție și numirea de către domnul prefect și depunerea jurământului, eu de astăzi, cu validarea pe masă, sunt oficial primarul comunei Șuimuș în mandatul 2020-2024. Noi am continuat. Și vă spun de ce am continuat. Am promis în campanie electorală că deschidem grădinița cu program prelungit în 6 octombrie. Aici, da. În 6 octombrie am deschis-o. Exact ceea ce am promis, am făcut. E prima grădință cu program prelungit în mediul rural din județul Mangalia. Și sperăm că nu ne oprim aici. Dacă este cerință, vreau să spun că este plină. Și asta e un lucru foarte bun și mă bucură faptul că oamenii au avut încredere în noi și că și-au dus copiii la grădința cu program prelungit. Dacă este nevoie și cred că necesită să o extindem, o facem mai mare. Nu e nicio problemă. Ne interesează copiii să rămână în comună, tineretul să aibă unde, sau familiile tinere să aibă unde să-și lase copiii pentru a putea să muncească și a se dezvolta ca familie. Din punctul ăsta de vedere, noi tragem cât putem de mult. Pe lângă asta, discutăm acum, ca să vă spun și de proiecte de viitor, nu în campanie electorală, dar treaba este că asta se întâmplă. Administrație publică locală. Da. Discutăm acum și am discutat, că tot vorbeați de candidații de parlamentari, pentru parlamentare, am discutat cu domnul senator, domnul Vasilică Potecă, să gândim un proiect de lege prin care toate școlile să primească altă destinație. Vedeți că foarte multe școli din mediul rural, nemai având copii, stau în paragină, nu le mai folosește nimeni, se deteriorează, intră tot felul de oameni în ele, fură parchet, sparg ușile. Vedeți că dacă nu este nimeni acolo, nu le mai poți administra. Și dacă rămâne neîncălzită o clădire, în câtva timp se degradează datorită schimbărilor de temperatură. Dar am discutat cu domnul senator, domnul candidat pentru Senatul României, domnul Vasilică Potecă, și sper să ajungă acolo din tot sufletul, pentru a ne putea sprijini să transformăm școlile în, să zicem, case rezidențiale pentru oameni în vârstă. Avem la nivel de comună câteva cazuri, și sunt destul de multe, să zic, care bătrânii sau oamenii în vârstă nu au copii sau nu au urmași și n-are cine să aibă grijă de ei. În momentul ăla am putea să-i preluăm și să facem, să nu-i zicem azil, un fel de casă unde el să aibă condiții de viață, unde să aibă mâncare, să-i punem la dispoziție, să poată comunica, să poată socializa cu ceilalți, adică să aibă o viață normală. Sunt acum oameni în vârstă care nu le calcă nimeni pragul cu lunile. Sau vin copii odată la 6 luni care mai au copii, sau nepoți la 3 luni sau la 2 luni și le aduce ceva de mâncare. Ocupă serviciul de asistență socială. Noi ne ocupăm de ei, dar știți cum e? Una e când îi ai acolo în grijă, oricum avem clădirile care sunt abandonate și în paragină, noi le-am putea pune în valoare și să le dăm o destinație corectă. Pe lângă asta, sunt tineri care și-ar dori să se mute într-un apartament, să zic, sau într-o casă, nu au unde să... au probleme sociale și și-ar dori să se mute undeva.
În momentul ăla, școlile respective am putea transformase în săl de clasă foarte mare, unde ar putea... Referiți la cele care nu mai au elevi. Care nu mai au elevi, sigur. Care sunt în momentul... În conservare, da. Și nu numai la mine în comună este problema asta, în toate comunele din județul Hunedoara. Se pot transforma în apartamente pentru tineri. Și automat, tinerii respectivi le creăm noi condiții unde să rămână acolo și să poată să aibă un... Dar nici nu știu, în momentul ăsta există o lege sau pur și simplu nu pot să-i schimb destinația? Nu pot să-i schimb destinația cu aprobarea ministerului, care e foarte greu aia. Eu am încercat de 4 ani de zile să schimb destinația la o singură școală și mi-a fost respinsă de vreo 3 ori. Pentru... Dar ele sunt în proprietatea cui? Sunt în proprietatea primăriei, dar sunt date... printr-o lege în administrarea școlilor. Dar după ce nu mai sunt copii și școala respectivă este închisă, ea rămâne în conservare, cum a spus dumneavoastră, dar în conservare ce înseamnă? Nu mai are nimeni grijă de ea. Școala nu are posibilități financiare să aibă grijă de ea, nu mai este în administrarea primăriei. Nu că mai... primăria nu are niciun n-are să mai bage exact banii în ea. Dacă... Și în momentul ăla, dacă eu n-am copii acolo, să administrez ce? Și ea rămâne în paragină. Un cămin cultural să mai face un eveniment, ceva în el mai... Acum, chiar dacă este pandemie, dar în perioada când n-a fost pandemie, să făceau evenimente și în căminile culturale. Da. Și mai era un pic de viață. Acum nu mai este nimic. În școli sunt terminate. Pe lângă asta... Tot așa am discutat cu candidații noștri, iar un punct care pe noi, ca administrații locale, ne doare, lemnele pentru oameni. Ce se întâmplă? Cota aceea pe da, care... cota e foarte mică, oamenii nu pot să-și ia lemne din pădurile lor, au o problemă destul de delicată în momentul când le face bonurile de transport, pentru că pădurarul îi face bonul când are timp sau când poate. Timp sau chef, na, nu vreau să-i acuz pe pădurar, să înțeleagă greșit, dar ideea e că dacă s-ar gândi la un proiect de lege în care 10 metri cubi să fie fără, să poată să-și ia din pădurea comunală, bineînțeles, marcat, dar marcat gratuit, pentru că și marcajul costă la rândul lui, că vine pădurarul și îți dă cu ciocanul pe lemn, costă bani. Nu e normal, că până la urmă e pădurea mea, a mea, a omului, cum s-ar zice, e pădurea omului, e pădurea... De ce trebuie ca Ocolul Silvic să câștige niște bani? Atât timp cât eu plătesc pază, ca om, eu am grijă de pădurea mea, tu câștigi bani și nici măcar lemnul care am nevoie și odată pe an să-mi-l duc acasă, trebuie să plătesc taxe suplimentare ca deci, să-mi duc lemnul din pădurea mea. Când ai avea o grădină și ai cere voie cuiva să iei roșiile. Corect, corect. Și atunci am zis să gândească o variantă, să-i ajutăm pe oameni să poată să-și ia lemnele necesare pentru foc și, bineînțeles, trebuie să fie niște lucruri acolo și niște clauze prin care să demonstreze că au nevoie de lemnele respective, că n-au posibilități financiare să poată să-și cumpere lemne. Dau exemplu, nu putem să dăm la cei care n-au lemn, la cei care n-au pădure. Cei care au pădure au dreptul la... Asta m-am gândit eu și cred că colegii mei vor pune în aplicare. Cei care au pădure să poată să-și ia 10 metri cub de lemn în fiecare iarnă să aibă lemn de încălzire. Ceilalți care nu au posibilități, să putem noi din pădurea comunală să le dăm 10 metri cub de lemn sau 5 metri cub de lemn, să zicem, să poată să aibă familiile încălzire asigurată. În zonele unde nu sunt gaz, dar și în zonele unde sunt gaz, sunt familii care n-au posibilități financiare să își introducă rețeaua de gaz în casă, pentru că în momentul de față un branșament la gaz este 5-6 mii de lei. A apărut o ordonanță, o ordonanță prin care este gratuit branșarea, dar acolo trebuie să spunem niște lucruri. Pe viitoarele proiecte care sunt acum depuse, branșarea este gratuită. Din ce punct de vedere? Omul nu mai trebuie să se lege la rețea. Înainte, rețele de distribuție se făcea doar țeava dusă și o plătea guvernul, primăria de la bugetul local sau cine plătea și în momentul când omul se racorda, mergea, făcea proiect și totul plătea la distribuitorul de gaz. Acum nu mai trebuie așa, pentru că pe rețelele noi, automat și cutia de gaz, inclusiv contorul, este prevăzut în proiectul de gaz. Într-adevăr, branșarea este gratuită, de acolo încolo, dar este vorba de proiectele noi. Cei care sunt pe proiectele vechi, e un pic mai greu, că trebuie să plătească. Care au doar țeava la poartă și nu și-au făcut branșarea până acum, când era ieftină. Acum este destul de scumpă. Da.
Deci lucrurile astea trebuie un pic ca noi, ca administrații locale, să le ridicăm pentru cei care merg în Parlament, pentru că avem nevoie de modificarea legislației pe mai multe, pe mai multe sectoare, inclusiv cel de drumuri, care e o problemă destul de delicată la nivel de județ, indiferent ce culoare politică conduce județul. Nu este normal ca un drum județean să fie, să treacă prin comuna ta și să nu fie reabilitat deloc sau reparat deloc. Dacă tot este drumul județean și trece prin comuna mea și pe mine mă înjură toți oamenii care dau cu mașina în gropi, ca primarul acelei unități administrativ-teritoriale, atunci dați-mi drumul mie. Dați-mi drumul mie, dați-mi banii de pe drumuri, nu ia Consiliul Județean bani pe 1360 de kilometri și chiar am văzut și în campania electorală, din 1360 de kilometri de reparații, ne lăudăm că în 4 ani de zile am reușit să reabilităm 70 de kilometri, din 1600-1300. Adică nu-i corect. Dacă eu pe raza UAT-ului meu, pe raza Comunei Șoimuș, trec două drumuri județene, mi le dați mie în administrare, inclusiv partea de, inclusiv banii de la buget alocați pentru drumul respectiv. Și atunci merit să mă jure oamenii pe mine, că nu-mi fac treaba eu ca primar. Dar nu-i normal să mă jure oamenii pe mine când își strică mașinile, că dă cu mașina în groapă, zice, băi, domn primar, nu faceți nimic, uite groapa asta aici de 6 luni. Păi de 6 luni, dar eu nu pot, pentru că drumul respectiv nu e al meu. Eu nu pot să intervin. E o lacună în legislație și o chestie care nu are nicio o logică. Omul nu înțelege că, de fapt, el crede că dacă tu ești primar, tu trebuie să rezolvi toate problemele. Corect, dar nu toate le administrezi tu. Inclusiv nu administrezi rețelele de apă, nu administrezi rețelele de gaz. Mă sună și zice, păi, ne-o tras gazul pe stradă, a făcut rețeaua de gaz o firmă, și n-or făcut asfaltarea acolo. Bun, îl sun pe cel de acolo, zice, o să vin să o fac, numai am niște perioade care trebuie să... Dar nu primăria, cum să spun, primăria supraveghează lucrările și anunță pe cei care răspund de zonele respective, de lucrări respective, dar nu poate să intervină să facă. Oamenii sunt învățați sau și-ar dori ca în momentul când ai terminat să și fie final, să nu mai aibă, da, să nu aibă disconfort. Și înțeleg și au dreptate. Pe lângă da, asta... Da, dar aveți temei legal ca să faceți lucrurile. N-am temei legal să intru pe drumurile județene sub nicio formă. Mai vă dau o speță care iară mă lovesc de ea. Avem niște plopi spre Boholt și cred că lucrurile astea ce le spun eu, problemele astea le au toți colegii mei. Da. Pe marginea drumului județean. De 4 ani de zile... Am făcut adresă și am revenit la ea de 2 ori pentru marcarea lor și tăierea lor. Ce se întâmplă? Fiecare iarnă cade câte unul. Ei fiind foarte mari, crengile lor sunt uscate, cade și omoară pe cineva. Până acum ne-a oferit Dumnezeu și n-am avut necaz. Dar ce se întâmplă? Noi trebuie să ne pregătim pentru treaba asta. Atâta timp cât eu nu pot să curăț plopii aia, că nu sunt ai mei, oamenii vin la primărie. Domnul primar, dar chiar nu puteți curăța plopii aia. Deci asta spun. Noi am vrea să facem, dar trebuie să ne lase să și administrăm. Adică cei pe raza UAT-ului, cei pe raza comunei, lasă să administreze primarul întru totul. Inclusiv partea de apă, inclusiv partea de canal, inclusiv gunoaie, inclusiv drumuri, pentru că până la urmă, dacă tot îl înjură păi pe primar, să se ocupe de... Trece pe teritoriul comunei până la urmă. Păi trece, dar nu-l administrăm noi. Da, e o mare prostie asta. Mai sunt și drumuri care traversează orașele și sunt drumuri naționale. Sau... Da, da. Din nou, o altă mare prostie. Dar probabil că nici nu există interesul de a fi predate către UAT-uri. Sau se reabilitează pe fonduri europene culoarul Nord. Da? Foarte tare. Nu știu câte milioane de euro. Extraordinar. De la Ilia la Giorgiu. Foarte bine că foarte se reabilitează. Bine, da. Da. Problema e că nu este prevăzut în proiect nici măcar o un limitator de viteză în care să nu mai intre mașinile, de exemplu, Șoimuș-Bălata. Merg mașinile cu viteză cu 140 la oră, da? Intră în localitate cu 140 la oră. Nu se poate așa ceva. Nu sunt limitatoare, nu sunt rigole prevăzute în proiect, nu sunt trotoare pentru pietoni. Adică, până la urmă, proiectul ăla nu-l facem pentru 2-3 zile, îl facem poate că 50 de ani de acum încolo nu mai intervine nimeni pe drumul ăsta dacă îl facem acum cum trebuie.
discuții au fost în felul următor. Așa au fost prevăzut, așa au fost făcut SF-ul, noi nu putem modifica. Bun, nu putem modifica, să zicem, că modificăm valoarea proiectului. Dar haideți să găsim soluții, să bugetăm de la Consiliul Județean, de la primărie, să găsim o soluție comună în care să facem lucrurile astea, pentru că se reabilitează drumul. Ce înseamnă asta? Scoatem piatră, punem piatră, turnăm covor de asfalt și am reabilitat drumul. Păi nu e chiar așa. Păi așa e, acum am proiect. Vă spun 100% că l-am văzut. Păi bun, da, știți câteva podețe care se reabilitează, că trece șoseaua Postele și era normal să reabiliteze. Dar în rest, rigole, terasamente, ziduri de sprijin, trotuare, limitatoare de viteză pentru protejarea populației din localitatea respectivă. Nimic. Păi cine a făcut proiectul ăsta inteligent? Păi zice că SF-ul așa a fost făcut când s-a făcut în 2008 sau când s-a depus, că da, da, are o grămadă de ani. Până în 2020 sunt 12 ani. Na, pe lângă asta, nu știu cum se mai încadrează constructorii în sume, asta nu mai e problema mea, dar da, treaba e că ar trebui totuși să ne punem toate 6 primările sau 7 câte suntem prin care trece culoarul ăsta nord la aceeași masă și să găsim soluții, că eu sunt convins că și primarul de la Ilia vrea să își modernizeze în zona lui și primarul de la Brănișca la fel și primarul de la Șoimuș la fel și toți primarii pe unde vine culoarul ăsta nord, primarul de la Rapolt, Hărău, adică își doresc să reabiliteze Simeria, își doresc să arate, dacă tot trece culoarul ăsta până în Gioagiu, să-l prevez cu o pistă de biciclete. De ce n-am putea pe 36 de kilometri de la Ilia până la Gioagiu să avem și o pistă de biciclete? Nu-i prevăzut nimic. Nimic. Pentru că, până la urmă, ne interesează și să aibă utilitate, nu să tragem un covor de asfalt, să-l marcăm și antrenat drumul. Ce am făcut drumul, da. Da. Bun, primarul Comunei Șoimuș, Ieremie Mihai Gabriel, este invitatul nostru la Fotoliu cu Ghim. Suntem live și pe Facebook în același timp, repet, în cazul în care doriți să adresați întrebări domnului primar, o puteți face sau scriindu-ne pe Facebook sau sunând la 0354 111 940, un număr de telefon cu tarif normal, e afișat și în colțul ecranului, în dreapta jos. Domnule primar, vreau să fiu răutăcios un pic, nu cu dumneavoastră. Câte voturi ați luat la Șoimuș? Referitor la primar sau la consiliu? La primar. Local? 1300 și ceva, nu știu. 1300 și ceva de voturi. Păi știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Astăzi, așa cum spuneam în deschiderea emisiunii și cum ați spus și dumneavoastră, astăzi dumneavoastră ați fost validat în funcția de primar de către judecătorie, dar în același timp și-au depus candidații PNL candidaturile și au făcut poze. Nu v-am văzut în poză pe acolo nici pe dumneavoastră și n-am văzut niciun primar de comună pe acolo. Am văzut numai primar de oraș. Ce, dumneavoastră nu contați sau n-ați fost invitați? Nu se pune așa problema. Eu așa am pus-o. Da. Acum, cred că, ca să fiu delicat, din măsuri de prevenție, să nu fim prea mulți, o mască se găsea pe om, să nu fim prea mulți în aceeași locație, probabil din asta nu ne-au invitat. Nu știu de ce au luat decizia asta, sunt decizii la nivel de județ, este păi nu, dar alegerea pe acolo un primar nou care, din câte știu, eu mi-asum ceea ce spun, care, din câte știu eu, a câștigat cu 500 de voturi din partea PNL-ului, că restul erau de pe la PMP și de pe la Plus. Și era acolo în poză. Cu ce era mai important ăla sau mai esențial ca dumneavoastră primarii de comună? Eu nu pot să mă compar cu primari de orașe, pentru că primarii de orașe sunt văzuți altfel, sunt văzuți ca număr de voturi, ca altfel stratați, totuși ești primar de oraș, nu ești primar de comună. Păi ce, voi sunteți mai copinci sau ce? Nu, din păcate așa se văd lucrurile la noi în județ. Eu sper că se schimbă mentalitatea asta și trebuie să înțeleagă și candidații noștri că talpa unui partid sunt primarii de comună și primarii de oraș. Nu primarii de oraș și primarii de comună. Poate că o să înțeleagă în timp lucrul ăsta, pentru că cele mai multe voturi, dacă le calculez la nivel de județ, le au primarii de comună. Eu sper să fac o analiză și să vadă lucrul ăsta. Mie îmi pare rău, eu mă așteptam să fim invitați primari de comună la depunerea, măcar cei care facem parte din biroul județean, măcar noi. Eu n-am vrut să zic, dar că știu că faceți parte din biroul județean. Decizia a fost luată de candidați, este decizia lor.
Eu le respect decizia, eu am un singur scop, ca să ne înțelegem. Comunitatea din județul Nedoara să ducă mai bine. Am încredere în candidații noștri. Comunitatea din Șoimuș. Comunitatea din Șoimuș 100% va duce bine, pentru că eu mă voi zbate să o ducă bine. Dar îmi doresc și județul Nedoara să se dezvolte, pentru că vedeți că stăm pe loc. Investitori nu vin deloc. Nu vă întrebați de ce nu vin investitori în județul nostru? Asta ar trebui să ne punem un semn mare de întrebare. Pentru că nu le oferim nimic. Nu le oferim din punct de vedere a legislației și din punct de vedere a amabilității față de investitori, nu facem nimic. Instituțiile toate, în momentul când mergi într-o instituție publică să-ți deschizi o firmă, să uită la tine de zici că mergi să ceri bani împrumut, dacă mergi la finanțe, la fel, dacă... Păi, sincer, eu, dacă ar fi să investesc în județul Nedoara, astăzi, nu știu dacă m-aș mai gândi. Vă referiți la atitudinea funcționarilor? Atitudinea funcționarilor publici. Am spus-o și în alte emisiuni și o repet. Nu este o atitudine sănătoasă pentru județul Hunedoara. Pentru că investitorii își doresc să fie tratați altfel. Până la urmă eu vin să aduc bani la tine în curte și tu mă tratezi ca pe un hoț. Nu este normal să avem atitudinea asta. Probabil cu timpul o să ne o schimbăm. Până nu ne o schimbăm, și nu numai instituțiile, chiar și administrațiile publice locale, unele mai au astfel de atitudine. Acum, eu înțeleg că cel care vine să investească, normal că urmărește să și câștige. Dar până la urmă, dacă câștigă el că investește la tine în zonă, automat câștigi și tu. Că nu câștigi cât el, sau poate că unii și-ar dori să câștige mai mult decât cel care investește. Nu. Cel care investește îți plătește taxe și impozite, îți dă de lucru la niște oameni. Chiar dacă unii zic că apă, n-are rost să aduc un investitor, am auzit și astfel de... și chiar la un coleg de-a meu și am luat un pic foc. Bă, după ce să aduc un investitor care dă salarii mici? Păi da, dar adu 1, 2, 3, 5, să creează concurență și o să exact crească și salariile. 1, 2 la mână. Fiecare 1, 2, 3, 5 investitor când vin în comuna ta și investesc, automat îți crește ție bugetul local și poți să faci mai multă treabă pentru comunitatea pe care o reprezinți. Aici trebuie să ajungem. În Germania, că mai vorbeam și în alte emisiuni, că merg des acolo, în Germania pe asta se bat administrațiile locale, comunitățile, pe investiții noi, care aduce cât mai multe magazine, care aduce cât mai multe depozite, nu știe ce să le ofere să vină să investească la ei, nu știe ce să le facă, că în momentul, el știe, în momentul când s-a pus, cum zic eu, când s-a dat plațul gol, care zburuiem pe el. Plațul? Da, locul, da. Așa. Îți dau locul gol când zburuiem pe el și tu vii și îmi faci o dita mai hală. Eu pe terenul ăla nu luam niciun ban din momentul când ai făcut tu hala sau ce ai făcut acolo, din momentul ăla tu îmi plătești impozit pe bucățica aia. Și fiecare bucățică, decât să le ținem terenul în paragină. Da, asta e gândirea dincolo și ar trebui să un pic să copiem și noi de acolo. Bun, ideea este că într-adevăr, atragerea investitorilor, cel puțin... Și nu numai atragerea investitorilor e o problemă. E deficitară. Mai e o problemă și ajutarea... Avem, nu știu câte parcuri, avem și parcuri industriale care zac... Eu văd, de exemplu, toată ziua, dacă te uiți, acum nu sunt mai prea, poate că e învățământul ăsta online, dar dacă te uiți, anii trecuți, toată lumea vorbea de învățământ dual, de trebuie să-i calificăm la locul de muncă, trebuie să... Firmele mari venite din Occident încearcă să-și califice personalul. Din ce cauză? Pentru că tinerii care iasă din școală îs dezorientați. Și nepregătiți. Îs dezorientați. Și dacă știu să facă ceva, nu-ți duci în direcția în care știu să facă. Iasă din clasa 12-a de pe banca liceului și îl sună unul dintre ei pleacă în străinătate. Vă dau un exemplu. Stă 6 luni pe salarul sau pe pensia lui bunicu, că îi dă bunicul, ia 200-300 de lei, să ai tu să ieși sâmbăta și duminica în oraș, ceea ce nu-i normal, adică noi ar trebui să dăm la bunici, nu bunicii nouă, dar așa e deocamdată la noi și probabil ne vom schimba mentalitatea. Și
El iasă din liceu, stă 6 luni în levitație, între timp 1, 2, 3 pleacă prin străinătate, vede că acolo îl pune la lucru, că îl vede, că îl folosește în scopul în care au ei, îl sună, bă, ce faci? O duc bine, am salar mare, hai și tu acolo. Hai să vezi cum e. Bă, aici, deci, din ce cauză am devenit o mână de lucru pentru țările civilizate? Pentru că noi nu îi învățăm pe tineri, și asta mi-aș dori de la învățământ, și sincer îmi doresc și am și spus lucrul ăsta în mai multe ședințe care le-am avut în interiorul partidului, dacă pot să transmită lucrul ăsta, că ar trebui noi, tinerii, să ne pregătim pentru ceea ce urmează să facă în viață. Pentru că nu toți sunt capabili să devină manageri, spunem, nu atrag fonduri europene tinerii și nu-și fac societăți și nu se dezvoltă. Păi cum să se dezvolte când el n-are curaj? Nu-l învață nimeni că ca să-și facă o firmă trebuie să meargă la registrul comerțului, să deschidă ușa aia, să meargă următorul pas dincolo, dincolo, dincolo. Ați ani de zile să înveți. Când am putea să facem o legislație pe tema asta și să-l învățăm pe tânăr în liceu, să-l pregătim pentru viață. Că nu toți trebuie să facă. Degeaba fac 3 facultăți. Eu nu zic că nu trebuie să facă școală. Departe mi-e gândul. Dar sunt mulți care fac școală și își pun diploma deasupra capului sau să roagă de unchiul, de mătușa să-l bage în alte, nu știu ce, posturi pe la anumite instituții și acolo devine un plafonat. Adică el ar putea mai mult, dar să gândește, da, de ce să ies din camera asta afară și să mă chinui să fac ceva. Da, văd că am trecut de la dezvoltarea comunei Șuimuș la lucruri care, nu, eu vă spun, care țin într-un anume fel chiar de politică. Și stăteam așa și mă uitam la noastră acum. De cât timp stăți în partidul ăsta, în PNL? Din 2014. Adică de 6 ani. Da. Dar în 6 ani, în afară de birou ăsta executiv, o altă funcție prin PNL nu... Da, în birou am intrat când am trecut de la Partidul România Mare și colegii m-au apreciat pentru ce am făcut. M-au votat în continuare vicepreședinte. Stau așa și mă uit și stau și mă gândesc. O să speră unii acum de treaba lor. Dom'le, ce au alții în plus față de dumneata tânăr primar la Șuimuș? Și uite, panelist cu convingeri. De ce nu ești dumneata, de exemplu, președinte de partid? Uite, văd că acum este un interimat. Nu mai mă aruncați pastile de genul ăsta. De ce să nu vă arunc? Nu, haideți să vă spun. Ca președinte de partid trebuie să ai timp să te ocupi. Păi ce, nu? Nu. Și ce, ați fugit de chestia asta? Nu aș fugi, dar în momentul de față prioritatea mea este Comuna Șuimuș și nu vă ascund lucrul ăsta. Mi-a fost propus și lucrul ăsta de câțiva colegi și le-am spus nu. Nu, din momentul de când am stabilit atunci că îl schimbăm pe domnul Bogdan Țâmpău și când l-am pus interimar pe domnul Lucian Heiuș, am spus nu. Și nici nu vreau nici astăzi să fiu președinte de partid. Cum le-am spus când m-au întrebat, dar nu te gândești să mergi parlamentar? Și le-am spus nu. Pentru că prioritățile mele în momentul de față sunt legate doar de Comuna Șuimuș. Vreau să-mi ridic comuna la un nivel care să mă lanseze, să spun, mai departe, dacă va fi cazul. Adică să fiu mândru cu ce las în urma mea. În momentul de față, sunt mulțumit 40% din ceea ce am făcut acolo. Doar 40? Da. Atât cred eu că am atins din obiectivele pe care le am eu pentru comuna. Și care ar fi restul de 60? Vreau să-mi termin toate utilitățile și să asfaltez toată comuna. În momentul ăla, cred că am o comună pusă la punct cum trebuie să fie o comună civilizată. Cu infrastructură. Cu infrastructură, nu? Vreau piste de biciclete, mai multe lucruri care vreau să le fac, pentru că eu cred că și în România se poate trăi ca și afară, dar important e să vrei. Chiar dacă e atât de greu cu toate îmbărligăturile astea și scărpinările astea pe după ureche, cum se zice, în loc să avem o legislație atât de simplă și atât de bine ne-am descurcat toți să ne mai bine în orice vrei să întreprinzi, prima dată te lovești de cineva care zice nu se poate. Nu se poate. Și atunci, cum să spun, tresar așa și zic, cum să nu se poate, dar trebuie să se poată. Și în momentul ăla eu cred că asta mă ambiționează mai mult, că eu vreau să demonstrez că în țara asta în care toată lumea sau 50% din oamenii pe care am întâlnit spun nu se poate, eu vreau să demonstrez că este țara în care se poate. Păi, bun. Și comuna în care se poate și județul în care se poate. Acum
Asta cu județul e mai discutabilă. Trebuie să avem încredere, încă o dată spun, nu am nimic cu oameni în vârstă, departe-mi gândul, dar alt zvâc și altă forță are un tânăr când își și dorește să facă ceva. Lăsați-l să facă, când aveți un candidat tânăr, sprijiniți-l că trebuie să facă. Și face. Păi știi, asta de ce n-a spus candidat foarte tineri pe listele parlamentare? Na. Nu puteam să-i pun. Nu eu am fost președintele partidului și referitor la campania electorală, că știu că asta a Consiliul Județean, nu pot să-mi asum strategia de campanie care a fost făcută, pentru că nu ne-a întrebat nimeni. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ce cred eu despre strategia de campanie județul Hunedoara. Eu aveam o altă strategie mult mai bună și cred că cu rezultate mult mai bune, dar așa se face. Vedeți că unii când ajung pe scaunul ăla de șef... Deci fără nicio supărare, dar n-ați avea de ce să vă supărați, PNL-ul a luat-o rău în județul Hunedoara. A luat-o rău, da, corect. Cu toate alianțele și... Corect. A fost cea mai mare prostie pe care am făcut-o cu alianțele. Ne-am asumat-o în biroul județean pentru că... Cer scuze că trebuie să-i spun la domnul președinte, dar asta este momentul când președintele vine cu inițiativă și crezi că ai făcut o analiză bună, atunci vii și o prezinți în biroul județean. Că nu o să vină nimeni din biroul județean, colegi de-ai tăi, să spună, a, nu-i bine ce vrei tu. Pentru că totuși, dacă ai o funcție de președinte, trebuie să asumi anumite lucruri. Și ceea ce am greșit, am greșit toți. Într-adevăr, dânsul zice că și-a asumat și și-a dat demisia din funcția de președinte. Da, dar, încă o dată vă spun, noi am rămas la coada listei în Partidul Național Liberal la nivel național. Și ceea ce nu-i normal. Eu nu cred că noi suntem acolo. Eu nu cred că județul ăsta este 18% liberal. Nu cred asta. Nici nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta. Dar sper să se trezească măcar în al 12-lea ceas colegii mei care sunt acolo în funcții cheie și conduc în momentul de față. Și sunt și candidați printre ei. Dintre ei. Eu, din ce am văzut astăzi în pozele acelea, eu am văzut doar o mână de oameni și cam atât. Cu tot respectul față de dumneavoastră și față de alții. Da, am... nu știu cum să vă spun. Un lider trebuie să-și adune oameni lângă el. Din păcate, la nivel de județ, în momentul de față, noi avem un lider. Lucian Iuș a fost un lider. Ne-am înțeles foarte bine cu el, a omogenizat partidul. Nici nu putem spune niciun primar nimic. Problema este că a fost prea bun cu noi. Cum să vă spun? O armată care nu face antrenament cu ea, nu poți să te duci cu ea la bătălie, că nu sunt antrenați. Noi asta am făcut. N-am vrut să deranjăm primarii. Lasă-l, hai să nu-l sun. De ce nu vine la ședințe? Să nu vă supărați. Un corp de armată nu poate avea doi generali. Păi și acum nu știu. Știți dumneavoastră și de al doilea general? Da, care știu și de al general sau de eminență cenușii. Să zicem. Da, eu nu știu. Da, mă rog, asta e partea a doua. Dar singur... despre asta într-o altă emisiune pe care o voi face singur și nu cu dumneavoastră, că aici vorbim despre Comuna Șoimuș. Eu știu doar un singur președinte la nivel de județ. Acum avem un președinte interimar, o doamnă, doamna Vetuța Stănescu, care eu o stimez, care este, eu zic, ok, din punctul meu de vedere, un om care pentru noi primari a făcut foarte multe de când este secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Așa un este. Om deschis, care, dacă am sunat o seara la 10 că lucram la un proiect, seara la 10 mi-a răspuns la telefon și mi-a zis, da, Mihai, trebuie să faci asta și asta. Adică mai rar asta. Da, adică doamna Vetuța Stănescu este realmente naționalistă, cu ghilimelele de rigoare în ceea ce privește județul. Mai rar astfel de oameni, să știți. Da, așa este. În schimb, am avut și colegi care, după ce au ajuns în funcția de parlamentar, au uitat să mai răspundă la telefon. Ce nu v-a mai trecut nici măcar dincolo de indicatorul comunei. Păi nici nu mai știau unde e comuna. Dar asta nu e normal. Adică mie mi se pare normal ca comuna, ca cei care merg în Parlament, să sprijine comunitățile locale de acolo de unde sunt. Nu pot să facă mare lucru, dar măcar să le dea informație. Informația cea mai importantă. Cine primește informația la timp și poate să-și depună proiectele la timp, poate să devină câștigător. Dacă tu nu primești niciun fel de informație de la București, când se deschid liniile de finanțare, pe ce se deschid, care sunt măsurile, cum să concepe ghidul, măcar te pregătești în momentul când îl scoate și îl lansează, tu deja ești pregătit, să zic 80%, mai e 20% care îl faci în scurt timp
și intri la finanțare în cel mai scurt timp. De asta avem noi nevoie administrațiile locale, de oameni care să ne dea informații de acolo pentru a putea accesa proiectele în cel mai scurt timp. Domnul Irimie, stăm televiziunea națională, a fost și rectificare bugetară cu guvern PNL. Cum a fost rectificarea pentru noastră? Din punctul meu de vedere a fost echilibrată. Prea echilibrată. Ce înseamnă asta? Adică s-a dat și la PNL, s-a dat și la PSD. Păi și nu-i normal? Păi da, dar când a fost rectificările de buget ale PSD-ului, de PNL a uitat. Acum, să nu uităm, eu nu mă transform în avocatul nimănui, dar când a fost Viorica Dăncilă prim-ministru, s-au dat niște bani și pe la primăriile PNL. Atunci, la câteva. La câteva, nu la toate. Atenție. Da. Pe lângă asta, într-adevăr, eu am primit bani și pe guvernarea PNL. Adică PSD. Trebuie să fim corecți. Dar am avut 4 ani de zile când am primit 0 bani de la Consiliul Județean. Am avut la rectificări când am primit 20.000 de lei. 20.000 de lei? Da. Adică, haideți să nu zic în rău, nu vreau să se întâmple lucrul ăsta și la liberali, dar până la urmă trebuie un pic și primarii liberale ajutați. Ludovic Orban, domnul președinte și actual premier, spune în felul următor: trebuie să sprijinim toate comunitățile locale. Corect, îi dau dreptate. Dar când au fost PSD și nu ne-au sprijinit pe noi, acum noi îi sprijinim și pe ei. Acum nu trebuie să faceți același greșel pe care l-au ei o să le facă din nou când o să ajungă la guvernare, dacă vor ajunge, fără nicio problemă. Ceea ce au făcut în județul Nedoara și s-a văzut pe față înainte de alegerile la Consiliul Județean, când au asfaltat doar comunele PSD-iste, asta se va face și la nivel național în momentul când vor ajunge din nou la guvernare, vor sprijini doar comunitățile PSD. Din păcate nu-i normal. Din păcate nu-i normal. Nu doresc același lucru să facem și noi. Dar trebuie un pic mai mult sprijinite și comunitățile liberale, pentru că până la urmă eu de când sunt primar din 2012, că de 8 ani de zile am fost numai în opoziție. La putere sunt la putere că avem guvern liberal de 9 luni de zile. Da. Asta e tusa mea tabacică. Fumați cam mult, am vrut să vă spun. Da. Ați observat lucrul ăsta. Ideea e că vreau să vă întreb cum stați cu accesarea fondurilor europene. Păi, pe apă canală e în curs de derulare. Pe gaz am depus proiectul în asociere cu încă 5 comune vecine cu mine. Chiar luni m-a sunat primarul de la Hărău, care este lider de grup, și am stabilit lucrul ăsta și mulțumesc că sunt singurul primar liberal între primarii PSD care fac parte din acest proiect, dar până la urmă gazul nu are culoare politică și important e să ajungă la cetățeni, și colegul meu de la Hărău mi-a spus că s-a depus proiectul și că toate lucrurile sunt normale, așteptăm să semnăm finanțarea. Pe partea cu drumurile am depus la Compania Națională de Investiții o cerere de finanțare pentru 39 de kilometri de drumuri asfaltate. Ceea ce vă spuneam mai devreme, că atunci simt că am făcut 100% din ceea ce mi-am dorit eu, este legat de când am finalizat lucrarea de apă, canal, gaz și drumuri. Astea sunt proiectele care, punctele cheie pe care eu vreau să le ating. În momentul când le-am atins cele 4 puncte, eu zic că am atins 90% din ceea ce eu îmi doream pentru comună, 10% fiind partea de modernizare a imaginii comunei, care trebuie să fie o comună occidentală, și eu cred că în scurt timp va fi o comună într-adevăr europeană. În 4 ani de zile acolo vom ajunge. Să sperăm că într-adevăr așa va fi. Da, proiectele la nivel de comună sunt în derulare toate și asta e un lucru foarte bun. Avem proiecte de aproape 14 milioane de euro plus cele care urmează să le accesăm. Pentru gaz încă 4 milioane, pentru drumuri este vorba de în jur de 8 milioane de euro.
Deci, sunt blocul ANL, sala de sport, sunt lucrări care... N-ați depus și pentru un bazin de not, ceva? Nu, nu, nu e cazul. Adică, eu nu simt că oamenii au nevoie de așa ceva astăzi. Probabil, în momentul când oamenii îmi cer lucrul ăsta, mi-au cerut sală de sport pentru mișcare, pentru mai multe activități, asta am depus. În momentul când văd că consilierii locali care au contact cu oamenii, îmi spun lucrul ăsta, uite, oamenii s-ar bucura să facem un strand, nu suntem nici într-o zonă care să avem apă termală, cheltuielile cu un astfel de strand sunt foarte mari. Vedem că acvalendul Deva e pe pierdere permanent, care e un acvalend destul de bine pus la punct, e în oraș și funcționează greu. Mă gândesc că atunci la o comună ar funcționa mai greu. Da. Probabil ar merge un strand dacă ești într-o comună, să zic, undeva mai retrasă, unde nu ești aproape de oraș, unde să aibă alte facilități, unde se poată ieși și atunci ar prefera să meargă acolo. Dar noi fiind la 5 km de Deva, suntem aproape de toate, cum să zic eu, perturbanțele astea urbane. Da. Bun. Și dacă ar fi să zicem, nu știu, să ne întrebăm care e cea mai mare nemulțumire a oamenilor din Șuimuș în momentul ăsta, care ar fi? Care ar fi cea mai mare nemulțumire în momentul de față? Probabil că e diferită pe fiecare zonă, pe fiecare localitate. Nu am acum să vă arăt că mi-am închis telefonul înainte de emisiune. Da. Dacă era deschis, vă arătam că eu comunic zilnic cu foarte mulți cetățeni. Și, știu lucrul ăsta. Și punctul 1 în nemulțumirea momentană este disconfortul creat de lucrări. Asta se întâmplă peste tot, cam în fiecare comună sau în fiecare oraș. Sunt convins că le creăm un disconfort și vreau, cum să spun, ei, oamenii îmi spun, dar bun, dar de săptămâna trecută au rămas aici pământul și nu a venit nimeni să ridice. Și eu îi spun, uite, aceiași oameni care au fost la tine la poartă, au trebuit să ia loc pentru Șoimuș, că mi-a venit asfalt și am făcut, da, pământul meu, dar pământul tău urmează să-l luăm după ce finalizăm lucrarea cu asfaltul acolo, că noi, cum să zic, acum trebuie să prioritizăm un pic lucrările și în funcție de vreme, că vedeți că lucrurile sunt cum sunt. Pe lângă asta am avut perioada asta, perioada asta destul de dificilă, a fost cu pandemia în primăvară, când am fost închiși, când n-am putut lucra, când o trebuie să dăm în șomaj, când am reluat activitatea, până am reluat activitatea, nu ne-au venit materialele la timp și atunci am avut tot felul de neconcordanțe în desfășurarea lucrărilor. Oamenii, eu înțeleg că n-au răbdare, mai ales că vine iarna, zice, e mocirlă, plouă, se adună noroi, murdăresc mașina, murdăresc papucii. Sunt convins și știu că am avut și eu în fața casei lucrul ăsta, pentru că și strada mea s-a făcut la fel, s-a scos tot afară, s-a făcut la fel, când s-a introdus apa la fel, am suportat la canalizare la fel. Acum Șoimușul, satul Șoimuș, a ajuns la faza în care îi l-a curat, cum s-ar zice. Mai puțin o singură stradă la care se lucrează acum. Dar în rest îi l-a curat, adică nu mai au disconfort, nu mai e mizerie, atâta mizerie pe stradă. Celelalte sate unde se introduc utilități, gaz, apă și canal, normal că ducem 3 utilități, adică facem 3 șanțuri. Vă dați seama că le creăm un disconfort, că dacă am putea să le ducem prin altă parte ar fi foarte bine, dar trebuie să le băgăm în pământ. Și atunci săpând face mizerie, că n-avem de ales. Dar să ne mai înghită 2 ani de zile. În 2 ani de zile eu vreau anul viitor, până anul viitor, în decembrie, vreau să finalizez lucrarea de apă și canal și gazul până în 2023 prevăzut finalizarea contractului de gaz. Gazul este foarte important și mă gândesc că e binevenit pentru toți locuitorii. Da, vreau să vă spun că în momentul când au văzut la televizor că gazul este gratuit, că se duce la fiecare gaz, că în secunda 2 m-au sunat și m-au întrebat, dar domnul primar, pe strada noastră când începeți? Deci oamenii, în momentul când le spun un lucru, nu mi-au răbdare ca să sau să înțeleagă. Vedeți că acum generațiile de astăzi vreau să fac o casă în 3 luni. În 3 luni vor să mute în ea. Generațiile trecute făceau o casă în 2-3 generații. Da. Mă înțelegeți? Acum suntem în secolul vitezei, lumea toată e grăbită. Sunt învățați de partea asta de tehnologie ca să fie totul la un click distanță?
Și înțeleg că așa știu e. Că ați avut, aveați tot. Asta e nemulțumirea numărul 1 care este în momentul de față în comun. Hai să trecem și la capitolul divertisment, ca să spun așa. Aveați tot felul de manifestări, balul pensionarilor. Păi și acum le-aș face. Asta vreau să zic, balul pensionarilor, ce mai era ziua deci, femeii, tinerii, nu știu ce. Atâta de mult mi-au lipsit anul ăsta pentru că e foarte greu să nu te întâlnești cu oamenii care ți-s dragi. E foarte greu. Nu știu, acolo meream la balul pensionar, mă întâlneam cu ei, vorba aia, bei un par de țuică, mai discuți, mai spune o glumă, mai ce învăța, că sunt o atâtea povețe care ți le spun pensionarii, încât dacă vrei să înveți, ai ce să înveți. La fel cu asociația cu ansamblul folcloric Șoimușana. Mă doare sufletul că nu poate să meargă copiii. Copiii de la ansamblul folcloric Șoimușana au văzut toată lumea asta. Au fost în toate țările. Mă doare sufletul că nu mai pot merge. Ce mă interesa pe mine să vizitez sau ce mă interesează să vadă? Să vadă că acolo se poate. Sau au fost în țări care trăiesc mai rău ca noi. Și când au venit acasă au zis, a, pe la noi e bine. Adică lasă-i să facă diferența până la urmă, chiar dacă au fost cu ansamblu și au reprezentat România de multe ori, au fost acolo, au reprezentat România, dar când au venit acasă, de exemplu, au fost în Cipru. Când au venit din Cipru, au zis, aoleo, domnul primar, noi suntem departe. A, da? N-am știut. Adică, da, au fost în Franța. Acolo deja lucrurile s-au schimbat, au zis să ia departe. Adică fac diferența, trebuie să le deschidem ochii. Au fost în Turcia, unde în Turcia, din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai dezvoltați decât noi. Pe partea asta de folclor, de turism, de mult. Da. Au fost primiți extraordinar și nu o dată, de două ori au fost în Turcia. Deci chiar... Mă bucur că am putut să-i ajut și m-aș bucura să-i ajut mai departe. Să nu mai zic de Asociația Sportivă Viitorul Șoimuș. Niște oameni deosebiți acolo care se ocupă de tineri și duc la tot felul de întâlniri și tot felul de competiții sportive, tot felul de campionate. Din păcate, anul ăsta niciun campionat. Deci lucrurile astea îmi lipsesc. La și probabil că le lipsesc și lor. 100%. Deci, ce le transmiteți? Am ajuns la final de emisiune. Da. Celor din comuna Șoimuș? Păi n-am vorbit nimic important. Păi, de comună chiar aveam aici, de școală, ce mai vrem să facem. Da, așa, ce mai vreți să faceți la școală, așa, într-un minut, dacă puteți să-mi spuneți? Păi școala de la Șoimuș, în momentul de față, are asigurat tot ceea ce are nevoie, inclusiv tablete, tot ce au nevoie. Problema este că din fericire, noi ne-am pregătit pentru că școala de la Boholt și școala de la Păuliș au intrat în scenariul roșu, datorită numărului de cazuri. Școala de la Șoimuș, cu ajutorul lui Dumnezeu, și eu zic că ne-am și implicat, că zic că am dat măști la toată populația din comună, fiecare familie în parte a primit măști din partea noastră. Școala de la Șoimuș își desfășoară activitatea în regim normal. Noi, ca și administrație locală, și asta vreau să mă repet, vreau să ne implicăm maxim în ceea ce privește viitorul copiilor noștri. Și din punctul ăsta de vedere, alături de doamna directoare, care îi mulțumesc pentru toată colaborarea, pentru că e un om deosebit și niciodată e un om care n-a spus niciodată nu. E greu să găsești oameni în România care nu spun care nu le iau sau care nu le iau pe nu în brațe. Femeia, doamna directoare, de fiecare dată când am zis, uite, vreau să facem asta, domnul primar, dar nu-i problemă, facem. Adică n-a zis, da, păi știți, că nu se poate, că trebuie să găsim variante, că nu. De fiecare dată a fost deschisă maxim și pentru asta vreau să-i mulțumesc pentru toată colaborarea pe care o avem și nu numai ei, ci toate tuturor cadrelor de la școală. De a zic că noi cu școala, eu zic că suntem bine puși la punct. Dar dacă necesită, și asta vreau să spun, dacă necesită, anul viitor în vară, vrem să mai facem încă un etaj peste școala actuală. Pentru a centraliza toți copiii de la toate școlile din comună într-o singură școală la Șoimuș. E foarte important să fie toți aici, să avem o școală cu standarde europene și să apară competiție
Și nu numai competiție, să avem și rezultate, pentru că se vede cu ochiul liber în ultima perioadă școala de la Șoimuș, copiii de la școala de la Șoimuș au intrat la cele mai bune licee din Deva și asta spune ceva. În 30 de secunde ce le transmiteți șoimușenilor? Ce să le transmit? Să aibă grijă, să fie sănătoși, să poarte mască, să se protejeze, să nu aibă contact cu atâția, chiar nici cu vecinii în momentul de față, pentru că nu știm care este, care poartă acest virus. Să stați cât mai la distanță, să păstrați distanța, să discutați de la distanță unul cu celălalt și să ne vedem sănătoși. Eu vă mulțumesc pentru toată încrederea pe care m-ați acordat-o și vă garantez ca primar a Comunei Șoimuș că numele Comunei Șoimuș îl voi păstra cu mândrie în suflet și mă voi zbate să fac tot ceea ce pot pentru această minunată comună. Mulțumim și noi pentru prezența în emisiune, vă dorim succes pe mai departe, vă mai așteptăm aici și o să fim și cu ochii pe dumneavoastră. Cu mare drag! Stimați spectatorii, mie Mihai Gabriel, primarul Comunei Șoimuș, a fost invitatul nostru la Fotoliu cu Ghimbi, comuna care dorește să devină sau să întreacă Ciugudul din județul Alba. Îi mulțumim încă o dată pentru prezența domnului primar, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine vă doresc!